Ne așteaptă un meci foarte greu acolo, deoarece au foarte mulți jucători cu mare experiență în Liga 1, plus jucătorii tineri care au arătat ca o valoare. Și sperăm că vom merge acolo și vom lua toate cele 3 puncte. Vă dați seama, ne dorim să adunăm cât mai multe puncte până la final. Mai sunt două meciuri, plus cel de cupă, din care aceste două meciuri ne pot aduce chiar locul întâi, cine știe ce va face Steaua. Noi sperăm și să sperăm că Mister va fi la fel de inspirat în alcătuirea echipei, cum a fost și până acum. Da, nu prea am fost accidentat, nu am avut probleme de sănătate. Da, am avut o problemă după meciul cu gaz metan. Eu am muncit întotdeauna cât mai mult. Am încercat să demonstrez că merit să joc. Mister a luat deciziile, el a hotărât cine joacă și echipa a jucat foarte bine. Iar atunci când a fost nevoie de mine, am încercat să demonstrez și să ajut echipa cât mai mult. Da, noi sincer încercăm să uităm ce s-a întâmplat acolo, ce a fost, a fost. Nu avem nevoie de așa ceva, mai ales că suntem tineri, nu avem nevoie de această presiune negativă. Și Mister reușește cât de cât să ne facă să uităm ce s-a întâmplat acolo. Să vedem cine va intra în play-off, plus că se vor înjumătăți punctele și începe cu totul un alt campionat acolo. Se speră că ne vom clasa cât mai sus anul acesta, nu cum am făcut anul trecut. Și Doamne, nu știu, poate vom fi nefavoriți, cine știe. Nu cred. Oricum, la noi sunt condiții foarte bune față de ce se întâmplă în țară. Și suntem chiar foarte fericiți că ne aflăm aici, deoarece avem și șansa să jucăm, noi jucătorii tineri, să ne afirmăm și să plecăm la mai bine. Nu ești foarte frumos, deschis cu o echipă cu jucători de experiență, jucători tineri foarte valoroși. Sperăm să am cele 3 puncte, să menținem această prestație pe care am făcut-o până acum, cu victorii. Ești apă de joc, ai făcut deja. Ai acum la după ce am venit la perioadă. Da, sunt apă, am avut 2 zile de pauză. A fost o încărcătură, dar am trecut peste și sper să facă un meci mai bun la chiar. Din punct de la chiar, am de pe sus acolo. Da, ne gândim să câștigăm cum am făcut și la celelalte meciuri. Va fi foarte bine dacă reușim să anunțe tribunul. Mulțumit de convocarea la Naționala Underdog 23, ca două, acum să vă rog pentru Da, vă dați seama, sunt bucuros că am fost convocat. Sper să demonstrez că nu degeaba sunt acolo și sper să fac meciul foarte bun în Liga. Meciul care asta să se califice pentru